Ajá. Hey, yo, Santa Fe, desde Salutare, bun venit pe canalul meu Consultanță Cripto. Acum voi face un clip care mi-a fost solicitat de către foarte multe persoane vis-a-vis de tranzacții. Și pentru acest clip am ales ca platformă de trading una din cele mai cunoscute și cele mai utilizate platforme din lume, și anume Binance. Am ales Binance pentru că deține foarte multe monede exotice cu potențial crescut, are taxele, fiurile destul de mici și decente, retragerile și depunerile funcționează foarte bine pe platformă, are și funcții mai complicate pentru traderi profesioniști, are margini, are leverage, are o grămadă de nebunii, dar eu astăzi mă voi adresa în acest clip celor care sunt la început de drum cu Binance, pentru începători, și voi vorbi așa despre cum ajungem în panoul de trading, da? Deci când ne logăm pe exchange, unde trebuie să ajungem, pe ce butoane trebuie să apăsăm, cum trebuie să procedăm, la ce trebuie să avem grijă, da? Voi vorbi despre cum putem seta un ordin de cumpărare pentru un asset, pentru o monedă, la o valoare viitoare, gen vrem să cumpărăm Polkadot, pentru că tot am vorbit despre Polkadot, să zicem el costă $5 acum, dar noi nu vrem să-l cumpărăm și nici nu vrem să ne stresăm să urmărim piața, să vedem când o să scadă, și atunci ce facem? Vom pune în avans un ordin de cumpărare la o valoare mai mică, gen $3.5. Am să vă arăt cum se face treaba asta. Am să vă arăt de asemenea cum se poate pune un ordin de vânzare al unei alte monede la o valoare mai mare decât are piața acum. Să zicem că am cumpărat Polkadot, ni s-a închis ordinul și noi vrem să câștigăm dublu. Da? Valoarea lui este acum, să zic, $6, dar noi vrem să-l vindem cu 12. Am să vă arăt cum se pune un ordin de vânzare la o valoare mai mare decât este piața. Ulterior, voi face un videoclip pe viitor asta despre cum retragem banii, la ce trebuie să fim atenți, și voi vedea ce sugestii și comentarii voi primi pentru acest clip. Haideți să începem. Ok, haideți să începem cu începutul. În acest moment noi ne aflăm pe ecranul principal al celor de la Binance, în condițiile în care noi ne-am logat pe un calculator, pe un laptop. Recomand să folosiți un calculator sau un laptop dacă sunteți la început, ca să puteți înțelege foarte bine acest clip. În partea din dreapta, dacă puteți urmări mouse-ul, vom avea detalii despre contul nostru. Partea de securitate, identificare, API management, reward center, task center, referral, logout. Da? Aici vom avea butonul de orders. Aici, dacă dăm pe spot order sau pe margin order, putem să vedem ordinele pe care le avem, ordinele de tranzacții pe care le avem în desfășurare. Aici avem wallet-ul nostru, portofelul nostru, la fiat în spot putem să vedem ce monede deținem, putem să facem depozit, putem să facem withdraw, putem să retragem, da? Nu asta ne interesează, nu asta vorbim astăzi în acest clip. Pe noi ne interesează cum să tranzacționăm. Cum facem tranzacțiile? În partea centrală, din, să zicem, centru stânga, avem un buton numit trade, da? Și vom folosi Trade Classic. Acesta este cel mai simplu, să zicem, pentru toată lumea. Și dăm click pe el, da? Și să zicem că noi vom dori să tranzacționăm o anumită monedă. În primul rând, pe mijloc, în centrul ecranului, avem un chart, o hartă. Aici putem vedea evoluția prețului în timp. Putem da pe minute, putem da pe ore, putem da pe zile, pe săptămâni, pe luni. Da? În stânga avem ordinele de vânzare și ordinele de cumpărare puse pe platformă. Da? Dacă dăm click pe acesta cu roșu, vom vedea câți oameni vând o respectivă monedă și la ce prețuri. Da? Prețurile cresc, valorile cresc, scad, da? Unii vor să vândă mai scump, unii mai ieftin. La fel, aici avem ordinele de cumpărare. În general, toți vor să cumpere mai ieftin decât este piața, da? Și să spunem în cazul nostru că vom dori să cumpărăm Polkadot, pentru că tot am vorbit despre Polkadot.
mergem în partea dreaptă, aici, alegem paritatea USDT. Eu, în general, tranzacționez cu USDT pentru că are o valoare stabilă, e raportat la un dolar, da? Și mi-e foarte ușor să-mi calculez profiturile. Și aici vom căuta Polkadot. Polkadot are prescurtarea DOT, da? Vom avea DOT, down, DOT, up, nu ne interesează, nu ne interesează cu moneda celor de la stablecoin-ul de la Binance, nici cu moneda Binance, nici cu BTC, nici cu alte monede, nici cu euro, da? Vom da pe DOT USDT. Chiar dacă scrie 10X, deocamdată nu contează. Dăm click și vom vedea prețul în timp real. În acest moment, un DOT este 4,7 dolari. Să spunem că noi nu vrem să cumpărăm la prețul ăsta, da? Și nici nu vrem să așteptăm să intrăm la fix, să punem ordinul de cumpărare în momentul în care prețul atinge valoarea dorită de noi. Ce facem? Mergem aici, jos, unde scrie buy DOT, da? Vom pune un preț, să zicem, 3,5 dolari. Vom pune suma de care vrem să cumpărăm, să zicem 3.000 de dolari, da? Și ne arată amount, suma, vom cumpăra 857,14 polka, da? Prețul nu este atât în acest moment, repet, dar noi vom apăsa buy DOT și în clipa în care piața va ajunge la valoarea respectivă, platforma va executa automat tranzacția. Și când vom da buy DOT, ne va apărea la open orders, în partea stângă jos, data, ora și paritatea. Eu, de exemplu, am acum pus un ordin de vânzare pentru o monedă, da? Vând 4200 de monede în valoare de 2191 de dolari, da? Ăsta e doar, e unul din conturi, da? În partea, să zicem că am reușit să vindem, am reușit să cumpărăm moneda Polkadot la valoarea de 3,5 dolari, da? Și vom dori să o vindem. Ce vom face? Să zic că dorim să obținem un profit dublu, să câștigăm de două ori bani, da? Vom pune prețul de 7 dolari, vom pune numărul de monede pe care îl avem, 857, da? Și vom vedea că vom obține 5.999. Dacă punem 857,14, vom obține fix 6.000 de dolari. Și dăm sell. Am dat sell aici la open orders, va apărea ordinul nostru de vânzare. Această operațiune este valabilă pentru orice monedă. Orice monedă putem pune ordin de cumpărare sau de vânzare în avans la un preț dorit de noi. După care, din când în când, verificăm piața în clipa în care vedem pe CoinMarketCap sau pe altă aplicație că prețurile sunt acolo, în zona dorită de noi, ne întoarcem pe platforma Binance și ne putem retrage profiturile. Da? Deci, repet, acesta este pagina centrală a aplicației, mergem în partea centrală stânga pe Trade Classic, da? Alegem, să zicem, Litecoin-ul, altă monedă, vă dau doar ca exemplu, tot în paritate cu USDT-ul, dăm click, vedem că acum moneda aceasta valorează 79 de dolari, este prețul, vedem aici. Noi nu vrem să cumpărăm la valoarea asta, să zic, vrem să cumpărăm la 65 de dolari. Am pus 65, punem suma, vrem să cumpărăm de 5.000 de dolari. Am pus 5.000 de dolari, vom primi 76 de monede, 0,92, dăm buy, ne va apărea ordinul aici, după care, după ce acest ordin, să zicem, scade Litecoin la valoarea aia și se execută, îl punem la vânzare. O mențiune, dacă prețul nu scade la valoarea respectivă și noi nu mai vrem să cumpărăm la valoarea respectivă, ne ducem la open orders, în partea de în dreapta jos, pe acest buton dăm cancel. Și vom anula tranzacția, nu ne costă absolut nimic, este gratuit. Dacă veți avea întrebări sau nelămuriri, puteți să lăsați comentarii și am să încerc să fiu cât mai receptiv și să ajut pe toată lumea. Sper că am fost suficient de explicit, sper că cei care tranzacționează la început înțeleg,
Dacă nu înțeleg total, mă pot întreba și voi răspunde cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc că mi-urmăriți clipurile, puteți să dați un share, un like, un subscribe. Vă doresc mult succes în tranzacții, să fiți pe profit, toate cele bune!